Bună dimineața pentru toți prietenii mei de pe canalul de YouTube. Vă prezint energomontajul la Deva, la Mintia. Deci am ajuns. Am ajuns și la Mintia, după cum am promis. Deci aici e intrarea la vechiul sediu din anii 70-60, cred că. Deci strada șantierului. Energomontaj s-a dus. Ăsta e sediul la Energomontaj, ce a mai rămas din el. Am intrat sus, jos, deci piful nu mai există. Nu mai e nimeni la pif aici. Cetul Mintia. Este în abur. Oamenii care mai lucrează pe aici, nu știu pentru ce lucrează, la ce firme, vă arăt parcarea. Vechea parcare, deci clădire veche. Jos erau birourile la PIF, la electriceni, și sus la montaj, la mecanici. Atâta am mai rămas, bă, băieți. Nu mai e nimica. Mi-a spus domnul director, deci că m-am întâlnit cu domnul director de la partea mecanică, dar să aducă cheile, să ne arate porțile, să mai arate pe aici, dacă mai e ceva. Deci nu mai e nici Giura, fostul șef de șantier. Giura nu mai e aici. Bira, Andrica, Salante, Oprea, toți care au fost aici, cu care am lucrat în 1996. Nu mai e nimeni acum. M-am întâlnit, repet, și la o filmare mai veche, m-am întâlnit cu rusul, inginerul rus de la Siemens. Eu am fost, când am venit aici în 96 la stația de 400 cu Siemens-ul, trimis de Energomontaj la Cernavodă, m-am întâlnit în 2018 în Olanda, tot la Siemens. Ăsta e cetul Mintia. Atelierile ce erau pe aici. Nu mai e post de transformare, nu mai e nimic, fraților, s-a dus totul. De veche organizare a lui Energomontaj. Acum văd altceva, scrie aici pe ușa unde intrau pifiștii. Techno Service București S.A. Nu știu care, ce și cum e, dar vă arăt, paragină, deci tot a ajuns într-o paragină, păcat. Cea mai mare, una din cele mai buni firme de românești la care am învățat meserie, și eu și alți colegi. Am învățat meserie unei de la alții, plus cărți. Fără cărți nu poți să înveți. Manuale de specialitate, uite, am ajuns să lucrăm în, de la Energomontaj, 70% cred că lucrăm în afara României de ani de zile. A fost odată Energomontaj București. A fost. Nu cred că va mai fi. Dincolo clădirile vechi, știți că aici era și o parte de la minerit, mai încolo e... Era, că acum nu mai știu, că s-a schimbat tot. Era societatea de minerit. Vă prezint pe domnul director, Furdoiu. Deci vă prezint pe domnul director Furdoiu, pe care l-am întâlnit la Energomontaj, astăzi, 16 iunie 2021. Cred că printre ultimii care mai rămâne.
la firma asta la noi, la Energomontaj. Domnul director, spuneți-ne, ce lucrări mari e Energomontaj acum? Energomontaj lucrează la noi mecanici, lucrează la fabrica de ciment la Chișcădaga, reabilitarea rețelelor de termoficare de la Timișoara, Oradea, se schimbă rețelele spre deosebire de București, să zic așa. Pe partea electrică lucrează, am înțeles, la stația de la Alba Iulia, undeva stat mare, Oradea. Mă rog, ia mai multe lucrări pe care nu le cunosc. No. Deci, în concluzie, Energomontaj nu prea... Din păcate, nu mai lucrăm de 4 ani, Deci, cu alte cuvinte, aici s-a dus. S-a încheiat filmul, cum s-a spune. Nu se... e încheiat 100%. Nu e încheiat, numai activitate mai redusă. Nu. Ce să zic, am așa o strângere de inimă, că ceea ce am văzut aici, am un film pe YouTube cu ce a rămas la Cernavodă. Eu de la Cernavodă am venit aici. Am arătat și ce, este, ce a fost la CET Năvodari. Deci nu mai e nimica. N-am mai fost pe la Turceni, pe la Padin, am umblat, pe la Poție de Fierdă e clar că nu mai e nimeni. Am lucrat și acolo la hidrocentrală, dar nici nu mai știu. Acum Mintiariu și situația mai specială, fiind centrală pe cărbune, și România a intrat în programul ăsta de ecologizare, da. Da, centralelor pe cărbune, fiind și lipsa banilor. Da, e... duce la închiderea până la urma centrală. Da, adevăr, în Olanda, de unde vine, de la Siemens, se pune bazele, deci se dorește, inclusiv închiderea centralelor atomice, nucleare. Din cauza, nu că nu sunt productive, e problema de depozitare a deșeului în timp. Asta e problema, în rest nu e altceva. Iar cu centrale, cu fosile, cărbune, păcură, a dus, gata, e... terminate. Da. Și încă mai avem destul de mult de lucru. În ultimul timp am lucrat în programul de reabilitare a fabricilor de ciment, reconfigurare, restructurări, trecerea de la electrocent la punct de fisaj. Da, deci nu vine a crede că eu văd că a crescut pe sus pe cet, a crescut copacii, domnule. Nu vine a crede că nu se mișcă, că nu... De la o termocentrală. O termocentrală cu putere instalată de 1200 de megawatt. Da. Să nu mai producă nimic, nici măcar agentul termic pentru oraș nu mai produce. Da, vai, doamne, că vă spun, sunt nepotul unor meseriași din Energomontaj, familia Duca. Au fost muncitori specialiști care au fost prin Germania. Au murit toți, deci au murit toți. Unchii mei sunt decedați. Ei m-au zis la Energomontaj. În 1983, după ce am intrat în liceu, am fost la școală de ofițer de artilerie, în fine, e o problemă de familie politică, a trebuit să ajung pe șantier. Așa a fost viața. Dar nu-mi pare rău, vă spun. Am făcut școală de maestri în România. Montajul a fost o firmă deosebită cu personal, mă refer nu numai la nivelul inginerilor, chiar și la nivelul muncitorilor, sunt foarte mulți muncitori specialiști. Da, e. Cred că a scos... pe partea mecanică și electrică, cu marea majoritate a centralelor, termocentrale, hidrocentrale, au fost construite de Energomontaj. Da, e, unde te duci la baraje, la scrie Saem, undeva scrie, vezi marca asta noastră. Asta e marca noastră de suflet. Cei de care mergem, dar din păcate nu mai este. Nu mai e. E ce nu cred. Adezivi, la Turda, la Rigips. Deci, ceva ar mai fi. Ar mai fi, da, pentru mecanici, da. Pentru mecanici mai avem încă lucrări. Da, mulți colegi de-ai mei, și chiar din aia vechi, dacă ți-au auzit de Maestru Cărăbuș, lucrează la Electromontaj, s-a dus cu, da, a fost pe la Erdut acum, noi mai vorbim pe Facebook, dacă nu m-a plecat. Unii mai lucrează tot la Electromontaj sau o divizie de Electromontaj privatizată la iluminat autostrăzi. Da, da. Da. Cam s-au împărțit. Dar ăștia mai lucrează pensionat, probabil că s-au plictisit stând acasă, că sunt pensionari de care vorbesc. Eu ies și eu anul ăsta la pensie, anul ăsta fac 60 de ani în decembrie, deci nu-mi vine mie a crede, da. Dar
Asta e viața, îi dăm înainte. Dar a fost chestia mea, zic, am trecut de atâtea ori la Mintia pe aici și mă duceam înainte, duceam la Castru cu băieții când am venit-o prima dată aici și că ai grijă la vipere, ai nu știu ce. Când toate mâncam aici cârnați vișului. Da, mai puteți. Doamne, e copilăria mea de... Ce să... Asta este. Deci, tot zi toate să o opresc pentru toți. Domnul director, mi-a părut bine... Și mie mi-a părut bine. Bleojul Iuri. Nepotul lui Duca. Da, Fudoi, și îmi pare bine că... Dacă aici am crescut și am învățat mesele, nu pot să trec nepăsător. Așa. N-are cum. Îmi pare bine. Doamne ajută. Numai mai fac vreo două, trei filmări. Da. Înspricet mă pot duce puțin? Nu se intru pe poartă, nu vreau. Așa o... Atât. A, da. Numai atât, ares nu... Bine, nu, bine. Mulțumesc, domnul director. Mulțumesc, domnul director. De domnul director Furdui Biorel, de la Energomontaj, mi-a dat un interviu. Vedeți, vedeți? Asta înseamnă să fii meseriaș, să înveți meserie, să fii un om serios, să nu faci gafe, deci să lași unul de bună ziua. Nimeni nu-i perfect în viață, nimeni nu-i specialistul specialiștilor. Dar toți putem, împreună putem face ceva. Firma noastră de suflet, Energomontaj, iau! Băi, am lacrimi în ochi, cei care mă văd și mă aud acum, să știți că am lacrimi în ochi. Am învățat prin toată România și prin toate țările. Pe patru continente a lucrat. În Africa cei mai mulți ani, aproape 10 ani. Arabia Saudită, Asia Mică, America Centrală. Uf, știți cum mi se noadă vorbele în gât. Băi, frate, băi, colegi, am avut ocazia, eu nu sunt un om bogat, dar am avut ocazia cu meseria asta noastră să vedem și lumea. Ar fi păcat să vorbesc rău, nu pot să vorbesc rău de absolut nimeni de la Energomontaj. Așa a fost, tinerețea mea, tinerețea dumneavoastră. Uite aici, oameni de la SAEM, de la mecanici. Deci aici sunt ateliere de la SAEM. Eu vreau doar să vă prezint cetul puțin. Asta e centrala. Deci ce a mai rămas de la Energomontaj? Clădiri vechi. Uite, răcitoarele. Se văd în spate, nu mai lucrează de ani de zile. De intrat pe poartă nu pot să mai intru, că vă dați seama, nu... Dar filmez de aici, de la distanță, cât se mai poate de la cet. Și o să ies puțin în drum. Este ceață astăzi. Nu prea se vede bine. Deci turnul de răcire. S-a mai ridicat puțin ceața. Cet Mintia, care pentru multă lume, care pentru multă lume a însemnat o pâine. Ce să zic, fraților? Haideți să vedem și mai departe. Recitoarele. Turnul de răcire. Unul din cele mai mari ceturi din România, de centrale electrotermice. Că noi vorbim în special ceturi, dar mulți nu știu ce înseamnă un cet. Ia să vedem. Cable. Ia uite, cable de 04. Cine știe de când stau pe aici, frate? Uite. Deci sunt cable vechi, îmi vine să le mângâi, să le ating. Viața mea, de viața noastră de electricieni. Ia uite-le. Hai de mama mele. Aici vechile atelierii de la Energomontaj, pentru aducerea aminte la toți colegii. Tambure de cablu, cât ești pe aici, pe acolo, deci
Piful a murit, s-a dus. A dus Piful. Bună dimineața! Bă, trească energomontajul, care o mai rămâne. Să zic și eu un pui de la energomontaj, un pui de om. Vorbesc un pic cu băieții, da? Da, numai... Numai așa, nu... Din exterior. Da, numai, nu știu, știu. Am crescut și eu la energomontaj, băieți. În 1996 lucram aici cu... La stația de 400 de vin de la Cernavodă. Lucram cu Siemens-ul. Acum vin din Olanda, că lucrez de 20 de ani, 25 de ani în afară. Și plec spre casă, spre Constanța. Am trecut să văd firma prin am lucrat. Vă doresc multă sănătate la toți. Îmi pare rău că ajunge energomontajul așa, dar... Asta e. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și la familie dumneavoastră. Numai bine. Munții pe care dealul ăsta mă duceam la Bureți. Aveam un coleg, îi spunea Baronul. La anșa, nu mă țin minte de ce. Și cu un altul, Bria, de la... locuia în Călan. Și mergeam la Bureți, după dealul ăsta de aici. Uite așa se duce, fraților. Nu știu ce să zic, o fi bine, o fi rău. Asta e situația, astea sunt timpurile. Asta pentru aducere aminte. Stâlp de iluminat, cred că din anii 60. Ies un pic în drum să fac o imagine de ansamblu și am plecat. Vreau să vă arăt locul unde mâncam cârnați, vârști, cu băieții. Ceața a început să ridice, a început să vadă puțin. Deci pe Valea Mureșului, imediat în fața mea, dincolo de șosea, este Mureșul. Dar este și un castru roman. Mă rămân niște pietre după un castru roman. Numai puțin o să îl filmez, că mi-e frică de vipere. Aici sunt vipere. Deci în toate bălăriile de acolo, uneori dai de vipere. Turnul de răcire. Măcar să nu le dărâme să rămână muzeu. Măcar să rămână muzeu. S-a mai ridicat ceața după Mureș. De râul Mureș este puțin la vale. Vă arăt o privire de ansamblu. Deci ăsta e șoseaua care leagă Timișoara de Deva. Eu vin din partea asta. M-am abătut de pe autostradă. Și am venit special la Mintia să fac și o poză, să rămână pentru tot energomontajul. Așa arată acum, aceleși cabane ce vedeți aici, clădiri. Puțin schimbate, mai noi, probabil că mă și locuiesc acolo. Înainte nu era chiar așa, ăsta e cetul. În dimineața acestei zile, ceață. De cetul Mintia, din satul Mintia. Și în spate, în zari, se vede stația de 400. A fost odată ca în povești. A crescut copacii sus pe... Deci au crescut copacii sus, băi, oameni, bă, pe cet. Așa ceva n-am mai văzut. Uitați-vă aici.
A spomenit vreodată așa ceva? Părăsirea, uite. Copacul sus. Sus deasupra. Deci pe acolo e laboratoare de pram, acolo sunt birourile de la CET. Vechele, nu birou, ateliere, atelierul de pram, de mecanici. A, uite acolo. Ăsta e CET-ul, atât am mai rămas. Uite-ți, bretelele electrice, care le deau energie în toată România. Deci prin bretele astea electrice, transportul energiei electrice în sistemul național. Așa se cheamă stâlpe astea și ce vedem aici, bretele. Deci are 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupuri. Vedeți? Au muncit oamenii aici, au suferit. Ce să mai zic? Dar numai că au suferit. Au muncit poporul, au muncit poporul pentru electrificarea României. Atât am mai rămas, băieți. Deci vă spun din nou, simt un gol. Simt un gol sufletesc. O viață după șantiere. Deci în memoria unchilor mei și a unchiului meu Duca Vergil, care m-a adus la Energomontaj, fac filmele astea pe unde am lucrat. El, prin Dictor 3, pe lângă undeva, unde știu că a fost Energomontaj, încerc să mă opresc să fac un film. Deci e memoria unchiului meu care m-a adus la Energomontaj. Mai trăiește încă un unchi, Curcă Petre, maestru electrician și el. Dar este pensionar, este bolnav. Acum locuiește la Suceava. Deci ăsta e CET-ul, mintia. O mie de vorbe, doi bani nu mai fac acum. Absolut nimic. Tot felul de maghenițe pe aici, tot felul de... Nu mai aici a fost, nu erau astea înainte aici. Vedeți? Uite, de aici se vede mai bine. Copac crescut deasupra, dar e gol, nu mai e nimic. Geamuri sparte, nu mai... Mai văd o aerotermă undeva la un geam. Nu mai absolut nimic, bă, băi. Nu se mai aude nimic, un zgomot. Nu se mai aude. E închis total. Uite, a ajuns fast food-uri. Băi, oameni, de marele centrale, de marele obiective energetice ale României, a ajuns paragene. Fast food-uri. Vai de mama mamei mele. Poate pentru mulți egal zero, dar pentru mine și poate și pentru unii dintre colegii care văd filmul, simțim o durere. Simțim așa o amărăciune în inima noastră. Obiectivele la care au ținut România, bă, băieți, le-a prins becurile în casă, le-a... Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Oare mai e ceva de zis? S-a mai ridicat ceața, se poate vedea altfel. Nimic nu mai e. Dincolo... Vai de mine, nici partea de... Să zic așa, care merge pe Mureș la microhidrocentrala aia micuță de acolo.
Nimic, 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 nimic. Asta a rămas, ciorbii de burtă. A rămas ciorbii de burtă industria energetică a României. Aude transformatoarele de înaltă tensiune, descărcătoare. Deci pe aici producea curent, tensiune și o transporta pe linii de înaltă tensiune, pe aceste bretele, le transporta în sistemul energetic național. A fost odată energomontaj, a fost odată sistem energetic performant în România. Nu că n-ar fi și acum, nu, e normal să se înnoiește totul. Cetul de la Mintia lucra pe cărbune. Ori acum la nivel internațional tot ce este cărbune, păcură, deci combustibil fosil, se vor închide. Băcat. Poate dacă mai puneau filtre, poate mai mergea, dar sunt unii care judecă mult mai bine decât noi și poate că este îndreptățit să închidă aceste aceste obiective. Mă scuzați să am așa o în inima mea ceva, nu îmi pare rău, domnule, îmi pare rău. Ceața persistă. Aici este stația de apă de pompare care trage apa din Mureș. Nu mai e nimic, gata, s-a murit totul. A dus, fraților. Când văd ceața asta, parcă îmi vine să spun, s-a ales praful de vechile construcții energetice din România. Cam așa îmi vine să spun. Nu știu dacă e bine. Șosea e aglomerată, nu prea pot să trec în partea aia că mă calcă mașinile, dar măcar să vedem un pic de ce am rămas de vechea stație. Linia ferată aici lângă noi. Priviți pădurea care dădea în sistemul energetic, deci bretele, pădurea de stâlp de înaltă tensiune care transportă energia electrică în sistemul național. Așa sunt la toate termocentralele, cu majoritatea termocentrale, având în vedere că România e plină de cărbune. Deci totul s-a oprit, paragină.
Tot e ruginitură, nimic nu mai merge. Ceasa s-a ridicat de pe Valea Mureșului și trebuie să plec, am drum lung de făcut. Ultima filmare cu cetul, o parte din el. Se mă aude, deci aud, nu știu dacă se aude în cameră, rețeaua de înaltă tensiune pentru transport lucrează. Și se aude bâzâitul ăla de la efectul corona. Deci în jurul liniilor de înaltă tensiune se formează efectul corona în jurul liniilor. Și se aude un bâzit ușor de electroni. Bă, băieți, astea sunt filmări că ies la pensie. Nu mai pun nicio... Așa... Am voință, merg, inima vrea, dar sunt momente că nu mai pot, obosesc, nu, și mental, și fizic. Să lucrez o viață în stres nu e simplă treaba. Și vreau să rămână și mie și la copiii mei, să le arăt la nepoți. Fiica mea e departe, e masterant. Făcut un master în țări străine, s-a dus. Da. Deci ultima filmare cu transformatorii din altă de la grupuri. Locuri unde au lucrat. Poftim? A, dumneata ești cu... Da. Cum? Jurca. Jurca, da. Iuri mă cheamă, am făcut un film aici, eu am lucrat aici. Ați intrat și prin curte? N-am intrat, dar acum nu mai are rost. Eu am discutat... Pot să vă filmez? Puțin. Spuneți, cine mai era Energomontaj acum la noi? Eu am lucrat cu... Era Giura, director, când am venit eu. Era Andrica, eu cu Andrica am fost... La Hidroeletica. Și aici nu mai rămâi. Hai, lasă. Nu pot să-mi dau seama. Deci nu-mi vine a crede. Până am băt prin România, am făcut filme peste tot până am lucrat cu Energomontaj. Ce e așa peste tot? De ce? Mai rău. Pe la Năvodari, primul meu loc de muncă, de la cel Năvodari, nu mai e nimic. Am mai rămas o clădire așa, dar așa e dărâmată. La Brăila nu, la Paroșeni nu. La... Da, am vorbit cu domnul Furdui, am vorbit cu el, mi-a dat un interviu. Dar în ce an? În 96. Aveam o Dacia cu număr de vasul, ia de-ți aminte, albă, brec. Cred că da. Și vinea Petrescu era nașul lui Giura. Directorul Petrescu, fost că atunci era, când era Giura șef aici, directorul la Energomontaj era Petrescu Viorel. Da, știu. Și era nașul lui Giura. Nu știu dacă era. Vă spun eu, că nu știți. Da? Da. Când a venit, eram în Curtești, dar cred că cu dumneavoastră schimbam uleiul. A, cu Petreanu. A murit Dumnezeu. Da, Nea Salante, Nea Oprea, Andrica Gheorghe. Baronul. Dohotar. Vai de mine. Dohotar e moldovean. Noi suntem... A murit nevastă sa cu, nu știu, anul trecut, cred. Vai de... Dacă vreți, puteți merge până la el. Vai, așa, domnule, uitați-ne Dohotarul, domnule. Doamne,
Neagore. Așa. Și el e bolnav. Băi, frate, băi. Și eu am rămas numai eu aici. Da. M-a trecut cu 4 ore și eu... Ce vreau să spun? Deci nu mai e, cum să spun, nu mai e nimic pifu aici, nu mai e... Nu a rămas, cam... Bine, a rămas și a rămas, egal zero, dar egal nu, zero. Muncă, e cu muncă mă refer. Da, asta, așa, asta e egal zero, niște ruginitori, ce să mai e. Doamnele, ce firma a fost Energomontaj, firma a dus unchiul meu Duca, unchiul meu Duca a lucrat de la prima piatră pusă aici, la PIF, de la prima piatră aici, cu inginerul Varga, care a fost director, au fost în Germania. Eu vă spun, știu istoria, ați crescut de firma Energomontaj. Și am ajuns în 2000, lucram la Cernavă, deci aveam un inginer, făceau șefi șmecherii, am văzut. Zic, băi, băi, ridicați și nouă salariile. Pe mine mă trimisese, știam limba engleză, și m-a trimis la Cernavodă fostul director, Calo Iordache. Da. Și că ești, ți-ai bagaj... Oare mai trăiește? Da, este la, la Brașov, ea la pensiune și la Brașov și în București, dar fiul are o firmă. Da, da. Și mulți băieți lucrează la firma lui fiul ăsta, dar nu știu cât e de tare sau de mare. Mult și mai trăiește, încă mai trăiește, da. Da, a fost un cel mai bun director, domnule. Da, Nea Jean Cîrâu. Da, am înțeles că a murit. Da, mai avea un frate, Nea Jean Cîrâu, mai avea un frate doctor, chirurg. Nu știu dacă o mai trăi. Cum să nu știu, domnule, am crescut aici. Unchii mei m-au luat la Energomontaj. A fost o situație alta. Dar după ce am terminat liceu și armat, ar trebui să vin. Nu găseam deloc de muncă decât politic. Nu m-a luat pe șantier. Așa a fost treaba. Multe chestii de poveste. Dar nu-mi pare rău. Deci am luat de jos de la Itician, am fost școala de maestre, inclusiv alte școli tehnice, am mai făcut pe afară pe unde lucrez. Eu lucrez la Siemens și ies la pensie acum. Da. Și am zis că, da, am... Păi, să am parte de pensie lungă, nu vreau bani mulți. Atât în rest, nu mai... Și am un canal de YouTube, mă cheamă Blojul Iuri Vasilică, am un canal de YouTube și ne-am zis la copii, la colegi. Băi, zic, până am fost în țara, tot am făcut ceturile. Până am lucrat noi și... Ba da. Da, da, eu sunt ăla într-un costum, mă vedeți cu cravată, am un... Ia. Eu am trecut acolo, eu spun multe acolo, de... am ambiția asta, am crescut, cum să vă spun eu, mai conservator, mai pe vechi, nu știu cum să zic. Și prieteni. Or fi că eu am spus multe acolo, am mai spus poze cu colegi, cu... Deci acum dau... La căutări. Așa. Scrie Iuri. A, aici. Uite, pune. Iuri cu I. Iu, R, I. Vasilică. Pune E. Așa. Bliojul, B-L-I-O-J, B-L-I-O-J, L-I-O-J-U, ia, caută-mă, dă-i cu degetul la căutare. Da, dumneavoastră, dacă... Uite-mă aici, dă-mi... Ce reacție? Eu sunt ăsta. Contact, adaugă. Da, ca să știți cine sunt. Eu am și canal de YouTube. Și trebuie să mă căutați în canal de YouTube cu același nume am, Iuri Vasilică Blojo. De eu o să pun filmul aici. Dar am canal de YouTube și am spus la băieți, băi, băieți, fac și eu. E plăcerea mea, asta e un hobby. Eu nu fac pentru bani, pentru nimic. Ia asta spus, să vă găsesc și eu. Doamne, dar ce bine îmi pare că mă găsesc pe câte cineva. Când aud de foști colegi că au murit, dar știți câți au murit tineri de la stres, domnul. Când mai vorbim și noi care am mai rămas, mulți suntem afară, am plecat afară toți. Suntem, asta e, ce sunt, alte generații, alte... Ia să-l vedem, trebuie să-mi intre. Valent, ia, tot. Unde ești? Valentin Anghelachi Ivan, nu știu cine, dar nu mi-a intrat, jur că... Trebuie să intre, probabil e rețeaua. Ia să... Lăsați că trebuie să vine, da? Jurcă. Jurcă Gheorghe, nu? Da.
E, nu... Ce dai, bă, n-am eu... Nu fi... n-aveți... Da, da, bă, da, dar n-am semnal eu ca lumea. N-am deloc pe Vodafone, ce dracu are? A, e imposibil să nu fie aici. Se procesează. Mă miră. Că deja văd pe aici postări. Și acum ca să intru pe, cum să se răspă, YouTube? Da, dar trebuie să, dacă aveți canal de YouTube, dacă nu aveți, eu în... Dar oricum o să puneți aici, nu? Da, pun filmul. Când pun filmul, apeși pe film să-l vezi. Da. Și te uiți la film, vezi filmul care va fi. Și eu m-am acolo unde, o să-mi vedeți poza, undeva în dreapta, la film, e poza mea. Dacă apeși acolo pe poză, te abonezi la canal. Dar poți să scrii un coment, poți să spui, băi... Ce, bă, să povestești, da, da, din, da, da. Trebuie, lumea vrea să știe, doamne, sunt mulți colegi care zic, băi, mai povestește, mai spune cine mai este, care e o generație, eu sunt mic, a fost generația băieților cu liceu aduși la energomontaj, care știam din străine, căuta calul, a fost, doamne, am lucrat la poți de fier doi cu sârbi și cu ruși aici, i-am spus și lui domnul director, când am venit să lucrez aici în 96, am venit la stația de 400 de la Siemens. Am făcut în stația de 400. Atunci am lucrat și eu aici, și pe Macara mai lucram. Ei, înseamnă că ne cunoaște. Deci. Dar am stat puțin. Atâta, era ăsta șeful de pram de aici, nu mai știu cum o chema, era profesor, zicea că fusese inginer și profesor. Și când ieșeam de la muncă, eu stăteam la Sarmis. Nu ceam cu el la, la Băut. Colăierul, vai, da. Cu, cred că Colăierul. Eu știu și pe Vaida. Și a venit un rus, la un moment dat a venit un rus de la Siemens pentru punerea în funcție și m-am întâlnit cu el în 2018 la Siemens în Olanda. Și nu uitam unii la alții, băi, după față, zic, bă, parcă l-am văzut pe rusul ăsta, dar nu mi-a ce-am aminte. În fine, suntem noi de vorbă la, la muncă acolo, într-o zi, am început să vorbim, cum vorbesc colegii. Și am început să spun, până am lucrat în lume, acolo, 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 în Arabia Saudită, până am fost, prin America Centrală, prin... Spune și el, domnule, am fost acolo, băi, totuși... Și el zice, domnule, parcă te știu. Și într-o zi spune, domnule, dar am lucrat și în România. Unde lucrăm în România? La ce? La Mintia. S-a dus el. Și că stația de 400 zi, mă, de la Mintia. Zic, da, domnule, acolo ne-am întâlnit. Erau, era la birou, la birou, la Siemens din Olanda, era Siemens reprezentanții de la, din Belgia, Germania, din America, și mai era din niște țări, din India. Ne-au făcut poze, deci, deci din 96 ne întâlnim în 2018. Vă dați seama că, deci energomontaj mie mi-a adus satisfacție. Erau și zile grele. Păcate. Hai de mine că mi-aduc aminte la Poți de Fier când a înghețat tapa Dunărea în 84, parcă sau 83. Stăteam în barici din alea de carton, s-a spart conductele de la apă. Avea o centrală, dar nu făcea, nu era pregătit, s-a spart un picuț conduct așa, de nu s-a spart. Și ploua, ieșea apa ca la arteziană și ne-am trezit cu păturile ude, înghețați. Eram tineri, domnule, acum mă doare spatele. Deci aventuri, dar mi-a plăcut. Este tinerețea mea, tinerețea mea, mă, omule, mă. O distrusă se tot. Cu tipul ăsta de cet, pe fosile, adică cărbunii păcură, nu va mai fi. E poluarea nu mare, extraordinar de mare. Bun, dar, și, așa, dar așa ca firma noastră, nu? A, ca firmă, ca firmă s-a distrus. Acum de morți să vorbim numai de bine. Petrescu a dat-o în bot, a terminat-o. Dar nu cumva domnul Moldoveanu era nașul lui domnul Ziva? Eu știu că eu Petrescu. De, eu știu de Petrescu știu că a fost. De la, eu așa știu că vinea, când a venit atunci Petrescu, eram, schimbam uleiul. Domnul Moldoveanu a fost aici șef, înainte lui domnul Giura. Da, el a fost, dar eu nu l-am mai prins pe Moldoveanu, eu l-am prins pe Giura. Da, da. Și știu, eram în, chiar în parcare, unde am mașina acum, aia cu număr de Constanța. Nu intrai, că v-am văzut aici și mă opri numai, că de-odea... Da, am văzut că îmi faceți de mânt, dar nu mi-am dat seama... Zice, hai că vin până acolo, că oricum vin aceea să las camionul ăsta să iau altul, să-l duc undeva. Da. Eu de ce zic, fiindcă în momentul, eram cu un domn, cred că cu mecanicul, schimbam uleiul, și vine, atunci a venit Petrescu. Bă, ce faci, bă, Iuri, tu stai să schimbi uleiul, du-te mă în stație la pat, cu domn director, aseară am venit și dimineața am probleme, că vin sunt la Constanța.
Zic, domnule, am problem la ulei și domnul mă ajută, nu puteam să-i desfac bușonul. Și a venit unul cu nu știu ce, ca să mi-l desfacă. Da, da. Da. Și... Dar de-aia zice, a venit, iese giura, cipinașele, vin înăuntru. Eu de-aia am zis. Acum, poate, de așa știu eu. Poate că... Oricum, transmiteți multe sănătate și doamna, lucrează doamna. Multă sănătate lui... Da. E extraordinar de bun. E extraordinar de bun, domnul Giura. E extraordinar de bun. Frumos comportament cu lumea. Da. De-aia spun că... Să știți că Energomontaj, nu că nu a avut și oameni nebuni. A avut, nu se poate. Dar 80% oameni cu cap. Au fost oameni care s-au realizat. Și eu și m-am realizat. Am învățat meserie, că n-aveam ce să fac. Eu asta, altceva n-am. Adică meserie să învăț. Și ne-am văzut și noi de trebuie. Alții care au vrut să ducă în râpă s-a dus, că n-ai ce să-i faci. Bria, mă este... Ori lucra pe în Franța, pe la tunelul... Mai era... Băiatul lui Neagore, ăsta, Daniel, poate trebuie, era... Așa. În Norvegia, parcă. Oh, deci lucră, băiete, bă... Băiatul lui schimbat o țără, că lucra 3 săptămâni și plăteau avionul, venea, stăgea o săptămână acasă și pe urmă iară mergea. Lumea se lasă. Și vă zic eu că dacă e vorba să... Nu știu dacă se ia lucrarea pe râna, dar nu s-ar veni înapoi. Acum nu știu care sunt pe dincolo, dar mulți care lucrează pe la alte firme, bineînțeles, câștige tot, s-ar veni înapoi. Așa am fost un... Să știți că eu, deci până am fost în toată România trimis de firme, că așa era Energomontaj, să te-a lucrat, te trimitea în altă parte. Că... Și mie îmi plăcea, mai ales pe noi ăștia tine care eram necăsătoriți, eram cap de listă. Dar îmi plăcea, domnule. Încă eu îi spuneam la șeful de centru, domnule, că n-ai de crezi că consider că gata e aproape lucrarea terminată, dacă mai sunt băieți și ai undeva, unde vrei mă duc. Îmi plăcea. Deci da. Mie mi-a plăcut asta. La alții nu le plăcea. Eu la imediat am plecat. Știu, erau alte vremuri. Acum. Ultima dată au fost urât cu... Bine, domnul, mă duc să-mi... Aile! Nu-ți luai un pachet de țigări. Mi-a părut bine, Doamne ajută! Ei, acum poate... Ne găsim, nicio problemă! Numai bine, sănătate! Dar nu mai merg, dar nu mai merg. Eu să ajung acasă la Constanța, eu... De ieri din Austria am trecut Ungaria dintr-o bucată și n-am mai putut și m-a oprit la Ilia. Haide, domnule, până acolo. Da? Eu nu mai pot să vin. Nu, lasă. Oricum e, știe lumea cum e, ce să mai... Sănătate numai bine, Doamne ajută. Mulțumesc. Deci, băieți, închidem ce imaginea și filmul. S-a terminat. După cum ați auzit, s-a terminat.